Elevii, profesorii, dar și conducerea Colegiului Național Virgil Magiaru din Ploiești luptă pentru păstrarea titlului de școală europeană. Unitatea școlară are deja o adevărată tradiție în derularea de proiecte europene, prin care încearcă să răspundă nevoilor actuale ale învățământului de tip european. Leonardo, Comenius sau Tineret în Acțiune sunt doar câteva dintre proiectele câștigate din fonduri europene, prin care atât elevii, dar și profesorii se perfecționează. Să gătesc mai multe feluri de paste, de aluaturi de paste, câteva feluri de carne, pui, vită și deserturi. Și am obținut și un certificat Europass și unul de competențe lingvistice. Cum crezi că o să te ajute experiența asta mai departe? Sper să mă ajute să-mi găsesc un loc de muncă acceptabil. Am participat la un concurs pe nume Leonardo, o plecare în Italia timp de 2 săptămâni, în care am fost instruit practic în domeniul gastronomiei. Acolo am participat la mai multe activități, și anume servire și bucătărie. Prin intermediul acestor proiecte, școala are legături cu unități de învățământ din Italia, Franța, Grecia, Anglia și Republica Moldova. Conducerea unității se pregătește acum pentru păstrarea titlului. Peste 2 ani de zile, unitatea de învățământ va fi înscrisă din nou la concursul de școală europeană. Am observat că de când suntem școală europeană, avem cât mai mulți colaboratori, să zic, din lumea internațională. Un câștig atât pentru noi, e vorba de prestigiul școlii, e vorba de modul cum ne promovăm și chiar și pe piața muncii. Pentru că în proiectul pe care l-am avut în Italia, elevii noștri o lună de zile au făcut practica în ULS. Anul trecut, în luna aprilie, s-a desfășurat ceremonia festivă în cursul căreia ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Daniel Petru Funeriu, și șeful reprezentanței Comisiei Europene în România, Nicolae Idu, au decernat Colegiului Economic Virgil Magiaru certificatul și trofeul Școala Europeană. La ediția de anul trecut s-au înscris 148 de unități de învățământ preuniversitar din 36 de județe și din municipiul București. 60 de unități de învățământ au fost câștigătoare, iar printre acestea Colegiul Economic a ocupat locul 14.